Teribilismul unui tânăr a fost cât pe ce să facă o victimă duminică 7 martie. Băiatul din comuna Stolniceni-Prăjescu, în timp ce se afla cu alți 5 tineri în Halta Muncel, ar fi aruncat cu o piatră în geamul unui vagon ce trecea prin zonă. Ulterior, piatra ar fi ricoșat într-o pasageră din tren. Situația a ajuns să fie anchetată de poliție. Din investigațiile efectuate până în prezent a rezultat faptul că în urmă cu o zi, adică la data de 7 martie, după ce ar fi coborât dintr-un tren, fiind împreună cu alții tineri, acesta ar fi aruncat cu o piatră, distrugând sticla unui geam de la vagonul din compunerea trenului, ulterior piatra ricoșând într-o pasageră din tren. Din fericire, femeia nu a necesitat îngrijiri medicale. Cercetările continuă pentru stabilirea întregii situații de fapt. Cercetările continuă sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de distrugere și vătămare corporală din culpă.